Și-a născut pe Fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a urcat într-o iesle, pentru că casa de poposire nu era loc pentru el. Așa citesc în Cartea Sfântă cu sufletul întuioșat. Și dorul meu a prins de-a vântă sub cerul morții înfielat. Spre Betleemul din Iudeia, cetate scrisă în profeți. Și văd umblând prin noaptea aceea, din poartă în poartă, doi drumeți. Ei n-au pe nimeni în cetate, doar să se scrie au venit. Și umblă acum străin prin noapte, căci loc în casă n-au găsit. Maria trebuia să nască, Iosif e trist, îndurerat. O, unde o să poposească pe mama celui preanalt? Zaharul pentru poposire pe lângă vatra unui foc a fost să ceară găstuire, dar pentru ei nu era loc. Și a născut atunci Maria pe fiul ei cel minunat, pe prințul păcii, pe Mesia, și într-o iesle l-a urcat. O leagă Sfânt al mântuirii, altar al dragostei de sus, ce har adus ai omenirii primind în tine pe Iisus. O mii de inimi azi te cântă, căci tu vorbești trecând prin vremi, și azi ca noaptea aceea sfântă, păstori și magi la tine chem. Prin vesna nopții de păcate, Iisus de atunci și până acum, la porțile închise bate, dar vai, ce trist, e tot pe drum. O lume întreagă zbuciumată dorește pacea, ea e țel. Iisus la ușă stă și așteaptă, dar loc nu este pentru el. O, suflet rătăcit în noapte, Iisus stă și la ușa ta. Să te salveze, doar El poate. Deschide și nu-L refuză. Amin. Amin.